Salutare, dragii mei pești! Mă bucur foarte mult să ne revedem în cadrul acestui zodiac. Iată, de data aceasta, pe luna noiembrie. Eu sunt Amos și sunt aici pentru a-ți spune previziunile legate de această lună, așa că te invit să rămâi alături de mine. Salutare, dragii mei urmăritori! Mă bucur foarte mult, așa cum am spus, să ne revedem în cadrul acestui zodiac. Această citire este pentru toți cei care au soarele, luna sau ascendentul în zodia pești. Bineînțeles că te poți uita și tu, cel care poate dorești să afli anumite informații legate de cineva din această zodie. Da? Este o citire generală, este bazată pe energia colectivă, așa că este foarte posibil să nu vă regăsiți cu toții în aceste mesaje. De asemenea, să știți că pentru a afla mai multe informații legate de mine sau de activitatea pe care o fac, mă puteți găsi accesând site-ul oficial amostarot.ro sau cutiamagului.ro, singurul site ezoteric ce vă permite să aveți în casele voastre lumânări personalizate, amulete consacrate, brățări consacrate, talismane de protecție, cât și produse legate de ritualurile pe care le puteți face, dragii mei, atât la lună nouă cât și la lună plină sau în funcție de zile. Intrați acolo și vedeți despre ce este vorba, pentru că sunt zeci de produse noi în această perioadă și unele dintre ele chiar la reducere. cutiamagului.ro. Bun, haideți să vedem ce așteaptă pe cei din zodia pești în luna noiembrie, pentru că este o lună foarte, foarte importantă pentru noi toți. Începem foarte bine citirea ta, dragul meu pește, și anume cu arcana majoră Steaua. Superb! Ți se întâmplă lucruri minunate. Minunate, ascultă-mă ce îți spun aici în luna noiembrie, minunate. Și de ce? Pentru că ești ghidat. Atâta timp cât speranța nu a murit în tine, să știi că tocmai datorită acelei credințe ale tale, a speranței tale că totul va fi bine, totul se va rezolva, iată că vei ieși la lumină și, într-adevăr, lucrurile se întâmplă de data aceasta destul de puternic pentru tine. Arcana majoră Steaua, începem cu energie a vărsătorului, poate ai conexiune cu cineva din această zodie. Arcana majoră Steaua arată întotdeauna adevărul sub care tu stai. Neclintit, da? Deci ești neclintit în fața acestui adevăr. Vorbim despre purificare, vorbim despre o nouă viață, să știți, pentru unii dintre voi. Cred că vă gândiți foarte puternic la asta, vă gândiți să vă schimbați viața sau ați descoperit acest adevăr interior care v-a schimbat viața foarte, foarte mult, da? De ce spun că la tine vine și această binecuvântare datorită credinței tale puternice, datorită suportului tău? Pentru că nu numai că ai ajutat foarte mulți oameni, însă ai oferit poate mai mult decât era cazul să oferi. Și avem acest 6 de monede, care este o carte karmică și este o carte ce vorbește întotdeauna despre întoarcerea binelui pe care tu l-ai făcut. Este o carte extrem de importantă ce șade lângă această arcană majoră Steaua și care vine și spune: acum tot efortul tău este răsplătit, acum toate faptele tale bune sunt răsplătite și vei trăi acest moment de binecuvântare divină, să știi, începând cu luna noiembrie, pentru că nu se vor termina luna noiembrie. Mai mult decât atât, iată, ai aici arcana majoră Lumea. Este extraordinar ce ți se întâmplă, să știi, pentru că lumea întotdeauna vorbește despre un capitol încheiat. Și când spun capitol încheiat, mă refer la faptul că în momentul de față tu trăiești un moment de analiză, de autoanaliză, și lumea vine și spune: ok, ai făcut treabă excelent până în momentul de față, de acum încolo te îndrepți către următoarea etapă, deci este numărul 2, să spunem, din viața ta, da? Este acea maturitate, responsabilitate, lecție de viață deja învățată și vorbim poate și despre, să spunem, binecuvântări, așa cum le numesc eu, travestite. Vezi că tot ceea ce ți se întâmplă acum în următoarea perioadă, chiar dacă inițial pare a nu fi bine pentru tine, undeva în spate acolo de fapt se află un bine, da? Asta înseamnă că poți renunța la vechile relații pe care le-ai avut, poți renunța la anumite principii pe care le-ai avut, nimic din ceea ce ai fost parcă nu mai ești astăzi, da? Totul este foarte schimbat, totul vezi cu alți ochi în jurul tău.
Iată, aceasta este arcana majoră, lumea, să știi. Deci misiune îndeplinită, dar și faptul că te îndrepți către misiunea ta divină, ceea ce este foarte important. Apoi avem o altă arcană majoră, eremitul, ce arată într-adevăr starea de singurătate, dar este o singurătate asumată, împăcată. Arcana majoră, eremitul, vorbește despre lunile de iarnă în care tu te vei afla și în această cunoaștere profundă, da? Este o carte ce arată interiorizarea, arată lucrul cu noi, descoperirea, adevărul, calea spre care eu merg și care, bineînțeles, să știi că nu ți va fi ușoară, dar o să o treci cu bine. Minunată etalare, te felicit, dragul meu pește. Mergem mai departe, hai să vedem care sunt și celelalte mesaje pentru tine. Un 7 de spade, ok. Și încă alte două cărți. Bun. Ok. Există o conexiune aici cu cineva. Te simți foarte, foarte atras de persoana asta sau persoana aceea se simte foarte, foarte atras de tine. Dar este un fel de resemnare, da? În primul rând, comunicarea dintre voi doi este și nu este. Mi se pare că te lupți tu cu tine. Deci mi se pare că treci printr-un război al gândurilor tale în ceea ce privește această atracție. Ori încă încerci să descoperi, de fapt, ce se află în spatele acestei atracții foarte, foarte mari. Da? Poate să fie din zodia Gemeni, poate să fie Rac, Scorpion, Pești. Două cărți care mie mi-arată faptul că la un moment dat, în luna noiembrie, este foarte posibil să întorci spatele acestei atracții. Poate înțelegi, poate ajungi de fapt la o anumită înțelegere legată de persoana asta care, da, ok, te atrage foarte mult sau, repet, persoana respectivă este foarte, foarte atrasă de tine, dar lucrurile nu se vor întâmpla, să știi, în zona asta, adică nu se vor dezvolta. La asta mă refer, da? O ultimă carte, te rog să-mi oferi pentru cei din zodia Gemeni. Ei bine, nu mi-ai oferit o carte, mi-ai oferit două. Wow! Bun! Celelalte două cărți în poziția ta avem Diavolul și 3 de spade. Da? Două cărți foarte grele, luate în această combinație, sunt două cărți extraordinar de grele, care să știi că exprimă dependența. Este ca și cum vrei să te debarasezi de persoana asta, deci vrei să stai departe de ea, îți frânge inima, te întristează, dar parcă tot acolo rămâi, da? Este ceva toxic aici, poate să fie o legătură de care tu tot încerci să scapi de ceva timp, da? Dar ești legat sau legată ca printr-un contract, exact așa simt. Deci zona relațiilor merită atenție, să știi, luna noiembrie și luna decembrie, pentru că încă te simt că nu poți să zbori complet, parcă cineva te-a legat cu o funie și te lasă așa să zbori puțin, după care te trage înapoi, da? Există o suferință aici, o suferință destul de mare, pentru că nu ai această libertate totală de mișcare. Mergem mai departe, hai să vedem care sunt și mesajele îngerilor pentru tine în această lună. Mesaje de la îngeri, ok, sunt, există aici un mesaj, am crezut că sunt două, dar este doar unul singur. Mesajul pentru tine vine de la Arhanghelul Haniel. Eliberează tot ce te ține pe loc. Iată, acesta este mesajul tău. Deci, ți-am spus că e vorba și despre un legământ, e vorba despre o promisiune pe care tu ai făcut-o, un contract, ceva de care ți-ai dorit foarte mult să scapi anul ăsta, însă nu știi exact cum se vor întâmpla lucrurile. Hai să vedem și Îngerul Păzitor, un mesaj de la el pentru cei din zodia Pești. Da.
Este extraordinară citirea ta, să știi, pentru că vorbește despre eliberare și vorbește despre eliberare sub toate formele ei. Pentru unii dintre voi putem vorbi despre diferite dependențe, vicii pe care le aveți și vă tot luptați cu ele foarte, foarte mult și sunteți dezamăgiți de faptul că nu reușiți să le puneți capăt. Alții chiar au un contract, alții chiar au chiar sunt închiși într-un fel de lume în care au fost aruncați de către alții și nu reușesc să se elibereze poate de un om, de un om cumva violent, așa îl simt, da? Iată că și Îngerul Haniel îți spune să te eliberezi de tot ce te ține pe loc, dar mai e și un alt mesaj de la Îngerul Libertății, The Angel of Freedom, care îți spune felul următor: sunt întotdeauna liber în momentul alegerii și sunt întotdeauna liber să aleg dragostea, independența și creativitatea. Deci este un moment de cotitură pentru tine. Este un moment în care depinde foarte mult ce alegi să faci. Da? Dar clar, cu arcana majoră lumea, înseamnă că nu vei putea merge mai departe decât dacă închizi acest capitol din viața ta definitiv și te îndrepți către răsărit, da? Nu către apus. O să-ți arăt îngerul. Îngerul Libertății pentru tine. Da? Ia-ți borul. Fii liber. Poate libertatea ta valorează mai mult decât orice ban. Poate libertatea ta valorează mai mult decât orice. Și cu siguranță libertatea valorează cel mai mult. Da? Libertatea și sănătatea. Ok, mergem mai departe. Hai să vedem care sunt mesajele din oracolul cunoașterii, oracolul înțelepciunii. Mesaje pentru cei din Zodia Pești. O să-ți transmit numărul spiritual, o să te rog să fii foarte atent. Numărul tău spiritual în luna noiembrie este 355. O să te rog să cauți numărul acesta în online, cu siguranță vei primi și alte informații. Hai să vedem. Wow! Două mesaje pentru tine. Bun! Două mesaje pentru voi, dragii mei. Prima carte, numărul 24, Time for a Nap. Deci este timpul să te odihnești, poate este timpul să meditezi, să stai într-o atmosferă relaxantă, da? Într-o seară, aprindeți niște beculețe, aprindeți o lumânare, culcă-te mai devreme, de ce nu? Și cealaltă carte, 37, Never Ending Story. Asta este un cerc în care tu te afli, așa cum îți spuneam, cred că este foarte legat de diavolul ăsta care ți-a căzut aici. Parcă este ceva ce nu se mai termină, parcă trăiești tot timpul ceva ciclic din punct de vedere a relației, poate treci așa tot timpul printr-un moment din ăsta, acum este, acum nu este. Parcă se întâmplă de fapt același lucru, dar fii atent că ai un 37, este un 10 acolo. Deci această poveste care pare să nu se mai sfârșească, această poveste care te duce în același punct, are nevoie să fie oprită. Și cum poți o pui aici în stop? Ei bine, nemai acceptând anumite lucruri. Și da, poate o să ți se ia ceva, da, poate o să pierzi ceva, întotdeauna pierdem ceva, dar cel puțin vei fi liber. Deci gândește-te la asta, da? Pentru că e ceva aici la tine ce necesită reflecție, să știi, reflecție puternică. Sunt tare curios să vedem care este piatra ta semiprețioasă pentru această lună. Ok, uite că am primit deja mesajul. Este o piatră care a mai căzut la o zodie, însă nu mai știu la care, și vorbim despre momentul în care este nevoie să te transformi. It's time to transform. Malachitul. Superb. Iată, aceasta este piatra ta protectoare, să știi, piatra ta semiprețioasă în această lună. Este momentul să te transformi. Este momentul să transformi. Dragul meu pește, viața ta se va schimba într-un mod în care nici tu nu te aștepți și mă bucur că există energia asta și mă bucur că ies la suprafață tot felul de povești care nu fac altceva decât să
decât să-ți arate situația exact așa cum este în viața ta și să iei atitudine. Cel mai important moment, îți voi extrage un card. Ce ne va arăta energia din punct de vedere astrologic în luna noiembrie? Hai să vedem. Și cum te poate influența, bineînțeles, această energie, da? Dragul meu pește, terminăm citirea ta cu un puternic simbol. În astrologie vorbim despre Marea Trină, asta înseamnă un aspect favorabil din harta natală, înseamnă binecuvântări sau, să spunem, un ușor impuls al Universului pentru a face ceva. Iată, avem 46, iarăși un 10, deci te apropii de un final, dragul meu pește, un final care eu cred că l-ai așteptat foarte, foarte mult. Marea Trină, binecuvântări. Iată, acesta este simbolul tău din punct de vedere astrologic. Luna noiembrie, să știi că asta vei trăi, o mare binecuvântare în viața ta și așa cum ți-am spus, chiar dacă inițial nu vei vedea acest lucru, da? Nu vei lua evenimentul acela ca pe o binecuvântare, crede-mă că în spatele evenimentului există o mare binecuvântare pentru tine. Te afli într-un moment special din viața ta, îți urez tot succesul din lume și sper să te poți elibera de tot ceea ce îți dorești tu să te eliberezi. Dragii mei, iată că am ajuns la finalul acestui zodiac. Vă mulțumesc infinit de mult pentru faptul că mi-ați fost alături. Sper ca toate aceste mesaje să vă fie ajutat și dacă într-adevăr s-a întâmplat asta, aștept feedback-urile voastre în secțiunea de comentarii. Rămânem conectați în zona de online, pe pagina mea de Instagram, Amus The Wizard, cât și pe pagina de Instagram, Cutia Magului, unde puteți să vedeți produsele noi pe care le postăm pe site. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune, vă îmbrățișez și nu uitați să aveți foarte mare grijă de voi.